Amin. Iubiți credincioși, după cum ați auzit și ieri, cum ați auzit și în ziua de Bobotează și în ziua de anul nou la tăierea prejur, astăzi se încheie, ca să spunem într-un cuvânt, ciclul sărbătorilor de iarnă sau acelor trei mari praznice împărătești, nașterea botezului Iisus după legea veche, tăierea împrejur, și botezului Iisus sau intrarea, cum se spune, pe ușa botezului în Evanghelia cea nouă, adică în legea darului și mai mult decât atât în Biserica creștină. Biserica creștină păstrează până astăzi botezul lui Iisus Hristos, adică botezul din apă și din Duh, care este arătat, care este demonstrat, care este dăruit Sfinților Apostoli încă din ziua cea din treia săptămâni de la Înviere. Prorocul și mergătorul, botezătorul Ioan, despre care astăzi se sărbătorește, adică este soborul Sfântului Ioan Botezătorul, nu este altceva decât din nou, ca să spunem așa, o mică trecere în revistă, dacă vreți, o mică retrospectivă a tot ceea ce s-a spus despre Sfântul Ioan Botezătorul în aceste zile de sărbătoare, adică Boboteaza și respectiv duminica dinainte de botez și duminica de după botez, deci cea care va fi duminica care urmează. Ceea ce trebuie să știți și să vă rămână în minte este următorul lucru. Profetul, botezătorul Ioan, înainte mergătorul, cel ce l-a botezat pe Iisus Hristos, este cel mai mare om născut din femeie, pentru că este născut din miracol dumnezeiesc și binecuvântare dumnezeiască. Și știți că la 24 iunie, când este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, se arată foarte frumos cum Zaharia, care era la templu, deci el n-a știut vreodată că Elisabeta va naște, care era bătrână și stearcă, și în momentul când îngerul le-a vestit că va naște prunc și îi va pune numele Ioan, și pentru că s-a îndoit și n-a crezut, a rămas mut până la nașterea pruncului. Și toți spuneau să-i pună numele tatălui, să-i pună Zaharia. Și în clipa când Zaharia a scris Ioan pe tăbliță cu ce a scris el acolo, în acea clipă și dezlegarea muțeniei lui a pierit. Deci s-a terminat. A început din nou să vorbească. Ceea ce rămâne frumos și tras ca o concluzie este aceasta. Sfântul Ioan Botezătorul provine din familia arhierească a lui Zaharia, dar mai mult decât atât, provine dintr-o familie evlavioasă, deci ceea ce a și dat naștere acestor sfinți. Tot patericul și toată învățătura patristică creștină este plină de pilde de sfinți care s-au născut în familiile creștine. Deci familia este celula de bază de unde se naște și sfințenia și geniul și izvorul și toate, deci vin de la sânul mamei și de la laptele cald al mamei, care hrănește și poeții, și profeții, și scriitorii, și geniile, și tot ce vreți, și sfinții. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că aceasta reiese din viața Sfântului Ioan Botezătorul, deci o familie aleasă creștină. Era într-adevăr Elisabeta, era în bună legătură și cu Fecioara Maria și a devenit și ea prorociță, pentru că a spus, cum este aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Iar băieței sau tinerii, deci cei care, cu fătul din pântecele Mariei, care era Iisus Hristos, zămislit de la Duhul Sfânt, și fătul femeii Elisabeta, deci femeia lui Zaharia, s-au închinat unul altuia după rang și auzind glasul asăltat de bucurie în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a zis, binecuvântată ești tu între femei și așa mai departe, deci cum au zis la Paraclis. Deci iată, însăși mama Sfântului Ioan Botezătorul a fost femeie dreaptă și prorociță și cu trecere înaintea lui Dumnezeu pentru evlavia ei desăvârșită. Și ferice de toate care poartă numele Elisabeta și faptele mamei Sfântului Ioan Botezătorul. Dar mai mult decât atât, Sfântul Ioan Botezătorul a fost preluat în continuare de harul și de pronia lui Dumnezeu, pentru că în clipa când Irod a aflat că s-a născut pruncul Mesia și steaua călătorește și magii călătoresc spre răsărit să se închine marelui împărat, el s-a spăimântat și s-a tulburat din răutatea sufletească care zăcea în trânsul și a căutat să ucidă pruncii de 2 ani și mai în jos ca să-l taie pe Hristos. Și atunci pronie dumnezească a strigat femeii, deci acestei femei a lui Zaharia Elisabeta, ia pruncul și fugi!
și s-a suit la muntele Iudeii și când urmăritorii romani aproape să o ajungă, Elisabeta, cum arată învățătura prologilor și viețile sfinților, a strigat: munte, deschide-te și înghite pe mumă și pe prunc. Și s-a făcut o deschidere în munte ca o peșteră și a intrat Elisabeta cu pruncul în brațe și muntele s-a închis la loc ca și două uși de alea care se închid metalice la curent. Și acolo a crescut un cinic și un izvor de apă bună, unde Elisabeta a mai trăit încă un an de zile, a hrănit pe pruncul Ioan la sân, apoi săvârșindu-se în peșteră, a rămas pruncul în seama îngerului care l-a crescut cu mană și hrană dumnezească până la vârsta de săvârșirii de 30 de ani. Deci iată, tot 30 de ani. Deci era în desăvârșită curățenie și putere bărbătească și trupească la vârsta de 30 de ani, fără să simtă pofta sau păcatul. De aceea și moare pe buzele lui cu ce? Cu ocărârea păcatului celui neputincios și ticălos din firea omenească, păcatul desfrânării. Când i-a și tăiat capul și l-a mai și spart limba cu ace, irodiada de rușine că o mustra în plin palat cu capul pe tipsie, Ioan striga: nu ți se cade ție să iei pe femeia fratelui tău, Filip. Era vorba de concubinaj. Era vorba de o înrudire de sânge. Un bărbat, deci acel Irod, care trăise de acum cu femeia fratelui său, deci doi frați la aceeași femeie, și călcase rânduiala legii. Deci iată pentru ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost sfânt până în ultimul moment, fiindcă a mers cu păcatul până la mucenicie, de aceea și spune Mântuitorul: încă nu v-ați împotrivit păcatului până la sânge. Iată cine s-a împotrivit până la sânge. Și tăiat capul fiind, și capul continua să vorbească și să spună: nu se cade ție să iei pe femeia fratelui tău, Filip. Și atunci s-a spăimântat și l-a îngropat. De aceea se-și pomenește în sinaxarele creștine și în calendarul ortodox prima aflare a capului, a doua aflare și așa mai departe, să le citiți din viețile sfinților. Ce rămâne însă minunat și ce rămâne impresionant în viața Sfântului Ioan Botezătorul este modelul autentic de trăire. Și ca să spun așa, mai mult decât atât, prin Ioan Botezătorul, cel născut din femeie, până astăzi se păstrează rânduială bisericească și spune în Filocalia 4, dacă ești curat ca îngerul și sfânt ca Ioan Botezătorul și nici atunci nu ești vrednic de darul preoției, spunea acolo Sfântul Ioan Damaschin. De ce? Ca să înțelegeți cât de mare este taina aceasta a Harului Duhului Sfânt în ierarhia bisericească și cât de importantă este ea pentru creștini, pentru a deschide ușile cerului și a deschide cerurile să se pogoare Duhul Sfânt și a deschide ușa bisericii biruitoare din cer ca sufletele dreptilor sau celor ce se mântuiesc să poată să fie născute și din apă și din Duh, dar să poată intra în Împărăția Lui Dumnezeu, cum Hristos i-a spus lui Nicodim: de nu te vei naște din apă și din Duh, nu vei intra în Împărăția de Sus. Și el atunci s-a tulburat și a spus: și dar cum poate un om mare să mai încapă în pântecele Maicii sale? Zice, n-ai înțeles. Și atunci îi tâlcuiește acea tâlcuire minunată, deci acea taină minunată a creștinătății. Botează-te să primești Duhul Sfânt și vei intra sus. Deci iată un lucru care trebuie foarte bine înțeles de creștinii noștri de rând, pentru că foarte mulți cad pradă sectarilor și se duc crezând că spălându-se într-o apă sau într-o cămașă albă, cu aceasta au rezolvat botezul și schimbarea năravurilor. Nu o să schimbă năravul. Omul rămâne același întotdeauna. Oriunde te vei duce, cu tine te întâlnești și oriunde te vei duce, cu patimile tale te lupți și oriunde te duci, cu sinele tău te întâlnești. Sinele trebuie biruit și nu trebuie pervertit. Deci sinele trebuie să-l biruiești prin voința de sine. Ții somn, înfrânează-te. Ții foame, înfrânează-te. Ții lene, înfrânează-te. Deci fă-ți sila voiei tot timpul să poți să intri în Împărăția Lui Dumnezeu. Acest Ioan Botezătorul a fost modelul autentic de sfințenie prin viața aspră pe care a dus-o și a stat ca o pildă întregii ierarhii creștine de mai târziu și a vieții apostolice și patristice. Pentru că ați văzut în Sfânta Scriptură, creștinii adunându-se și făcând viață de obște, puneau toate la picioarele apostolilor, dădeau acele mese creștine și mulți din trânsii urmau viața mai presus, urmau viața mai presus de fire, deci viața îngerească, urmau viața monahicească sau pusnicească și astfel începând din secolul III,
pentru că de cam de atunci a început să înceteze și prigoana creștină de la împăratul Constantin, deci a început cu adevărat, adevăratele comunități monahale, cât satele întregi. Astăzi se miră lumea și se cutremură când aude, vai de mine, mi s-a dus fiul la mănăstire. S-a dus săracul, dar e unul dintr-un sat. Dar ce se întâmplă dacă ar fi ca pe vremea lui Sfântul Pahomie să vezi o comunitate monahală de 20.000 de călugări? Gândiți-vă, 20.000, nu 1.000. Un cartier întreg. 20.000. Sau pe vremea Sfântului Eftime, 15.000. Sau pe a lui Antonie cel Mare, 7.000 sau 10.000. Fiecare câte câți deci, viețuitori au avut în obștea monahală. Închipuiți-vă cu adevărat acolo lucrare duhovnicească. A stat Hristos în Egipt, fugit de frica lui Irod, nu că se temea ca un Dumnezeu, ci se temea ca un om. Și-a arătat firea omenească că trebuie să fugim din calea primejdiei. Și-a binecuvântat Egiptul. L-a binecuvântat încât s-a umplut de putere duhovnicească, iar pe urmele lui Iisus s-au zidit adevărate temple de jertfelnicie creștină. Comunități monahale de-a uimit întreaga creștinătate. Cine a fost Macarie Egipteanu? Cine a fost Macarie Alexandrinu? Cine a fost Antonie cel Mare? Pafnutie cel Mare? Ava Panvo? Ava Visarion? Ava Iperche? Ava Amona? Închipuiți-vă mari stâlpi și sihaștri ai puterii creștine care au chemat cerul și l-au unit cu pământul, exact cum a făcut Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu și cum spune în Evanghelia de astăzi, și de asta am vrut să ajung până aici, ca să aveți o mică înțelegere, numai și numai prin asceză te unești cu Dumnezeu. De aceea și să-și spune, în viața creștină, fă cât poți că Dumnezeu te binecuvintează. Fă cât crezi că poți duce că Dumnezeu te binecuvintează. Dar cel ce cu adevărat vrea să slujească lui Dumnezeu, cu adevărat trebuie să se lepede de toate și de sine, ca să ajungă la vederea mistică a lui Dumnezeu, cum spune Arhimandritul Sofronie. Să ajungă la deschiderea ochilor trupești și să treacă la vederea duhovnicească, să treacă la deschiderea ochilor minții, să ajungă să cunoască pe Dumnezeu în Duh. Adică viața în Duh este viață mai presus de fire, dar este luptă cu lumea nevăzută. Și prorocul David în psalme arată, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Deci de la înălțime. Pentru că lupta nu este împotriva cărnii și a sângelor, ci a stăpâniilor întunericului acestui veac. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu ne luptăm cu pâinea și cu borșul și cu ceaiul și cu vinul și cu carnea. Nu acestea ne duc pe noi în iad. Este o idee înțeleasă și greșită. Înfrânarea este doar o curățire a trupului. Dar aici vreau să rămân și să discutăm un pic ușor, pentru că cu aceasta să-și încheie ciclul sărbătorilor frumoase. Încep sărbătorile de acum ale Paștilor, le așteptăm. Acuși bate celălalt post la ușă. În etapa vieții omului sunt două curățiri. Curățirea trupească sau curățirea groasă de păcate. Cel ce a reușit să nu mai bea, să nu mai fumeze, să nu mai desfrâneze, să nu mai înjure, să nu mai hulească, să nu mai ocărască, s-a curățit pe sine, dar nu s-a liberat de patimă. Ați văzut în Vechiul Testament, spunea destul de frumos, să nu ucizi, să nu furi, să nu omori, să nu curvești, să nu nedreptățești, să nu iei numele Lui Dumnezeu în deșert, să nu râvnești bunul altuia și așa mai departe, să nu-ți faci chip ciopliș, să iubești pe toți ca pe tine însuși și mai mult pe Dumnezeu. Dar păcatul tăiat de la suprafață, când ai mers cu coasa în grădină, o drăslește. Se trece la tăierea dinăuntru a păcatului. Și ia ca tocmai aceasta vrea să scoată Sfântul Ioan Botezătorul în evidență. Nu e de ajuns că nu înjuri și că nu furi. Nu e de ajuns că ai ajuns să mănânci de post. E foarte bine. Cine poate posti, ferice de el și ferice sănătății lui. Postul este un har al sănătății. Cine, ne mâncând carne sau lapte sau brânză, n-a simțit o ușurare și o golire, să spunem, a trupului. Dar nu numai atât. Vine Ava Antonie, care este mare înțelept al pustiului, și face o distinție deosebit de înaltă. Într-o discuție cu satana,
Antonia a zis, postesc. Și dracu a spus, nu mănânc niciodată. A spus Antonie, priveghez. Și a spus dracu, nici eu nu mă știu să fi dormit vreodată. A spus Antonie, zice, mă ostenesc și eu mă ostenesc. Deci umblă de la un capăt altul la pământului și caută pe cine să înghită. Și la urmă a pronunțat acel cuvânt adânc, și eu mă smeresc, eu nu mă pot smeri. Deci iată, smerenia este de fapt cea care vine să-l autentifice pe omul dinăuntru. Și când vorbesc de smerenie, ne oprim la un titlu de pe o carte, care voi îl citiți și tare vă mai grozăviți când îl vedeți. Spune la Sfântul Siluan Atonitul, iadul deznădejdii și iadul smerenii. Așa este acolo, între iadul deznădejdii și iadul smerenii. Ei, ce înseamnă iadul smerenii? Iadul smereniei înseamnă, de fapt, să vezi prin câte ispite vei avea de trecut și câte părăsiri de Dumnezeu vei avea, deși te rogi, și câte încercări vei avea, deși te rogi, și câte încercări vei avea, deși ești smerit, și câte încercări vei avea, deși postești, și câte încercări vei avea, deși stai cu ceaslovul sau cu psaltirea în mână și nu faci rău nimănui, și deși le faci pe toate, vei vedea că totuși ești la deznădejde, în smerenie. De ce? A pronunțat Sfântul Ioan Evanghelistul un cuvânt. Nimeni nu poate să aibă ceva de nu i s-a dat lui de sus. Și aici când vă trec la explicație, vă spun altceva. Spune tot Hristos în Evanghelie. Nimeni nu intră la Tatăl decât prin Fiul. Și nimănui nu se descopere Tatăl dacă nu voiește Fiul să îi se descopere. Pentru că cel ce s-a suit în cer, acela s-a și pogorât. Și cel ce s-a și pogorât, acela s-a suit în cer. Deci Dumnezeu s-a coborât în chipul întrupat al cuvântului, al Logosului din Fecioara Maria, a pătimit și ne-a arătat nouă adâncul smereniei, deci până unde, și spune, până la moarte pe cruce, s-a smerit pe sine până a spălat picioarele ucenicilor și să le arăta ce înseamnă să fii smerit, s-a smerit pe sine până la pălmuiri și scuipări, ați văzut în vinerea patimilor și tot și așa mai departe, și până s-a răstignit, dar mai mult decât atât, de faptul că s-a smerit, s-a golit pe sine de iubirea puternică pe care a putut-o avea, dându-o numirele. Ce a spus? Iartă-i că nu știu ce fac. Și-a revărsat încă o dată, deci din plinul de iubire nemărginit, și-a vărsat încă o dată și-a golit iubirea pe pământ. Să văd, nici așa nu o să mă iubească dacă am să iert pentru toate relele făcute. Și-au strigat și mai tare și mai înveșunat. Răstihnește-l, răstihnește. N-a prins. A fost zero. La fel este și în asceză. Pentru unii, asceza rămâne un eșec. Ați văzut și yoga. Dă niște reguli acolo și la un moment dat și o scrie eșec. Este eșec pentru că nu-i cu Dumnezeu. Dar la Dumnezeu unde este eșec, este de fapt ce? Este lipsă de discernere, lipsă de pricepere și lipsă de înțelegere. Deci, iadul smereniei trebuie înțeles nu sub formă de... Deci, iadul smerenii nu trebuie înțeles în forma de iad autentic al iadului, unde nu-i dreptatea și mila lui Dumnezeu, ci numai fața Lui care permanent chinuie și râcâie că suntem despărțiți și nu ne putem uni cu El. Iadul smerenii este, de fapt, tot ce poate Dumnezeu pune la cale, și am auzit o vorbă frumoasă spusă de un preot, care a stat în pușcărie cu Dumitru Bejan. Și spune că atunci când îi băteau mai tare și îi chinuiau și îi înfometau, zice că Dumitru Bejan a spus o vorbă extraordinară care i-a uimit pe toți din închisoare. Zice, fraților, de ce vă deznădăjduiți? Zice, nu știți că cei care din ură l-au răstignit pe Hristos s-au mântuit? Și zice, El a venit pentru mântuirea lor? Dar mai mult decât atât, zice, ăia l-au răstignit din ură neștiind că le revarsă iubire, iar acum de data aceasta, zice, Hristos ne răstignește pentru că ne iubește. Zice, vrea să ne primească curat sus și ne răstignește pentru că ne iubește. Nu suntem închiși aici fără întâmplare sau fără voia lui Dumnezeu. Noi suntem tentați la supărare sau la scârbă să spunem, Doamne, dar nu-l trăsnești, Doamne, dar nu-l pedepsești, dar nu-i dai să-i crape capul, dar nu-i dai să-i sară ochii, dar nu-i vezi, nu-i pierzi. Nu!
Toți Sfinții Părinți spun că atâta teologie știe dracul și atâta înțelepciune cunoaște satana, încât Sfinții Părinți au prins să-l dibuiască. Fie că l-au legat cu cuvântul și l-au obligat să spună, cum făcea Marele Antonie, zice, spune-mi tu mie, întunecatule, cum chinuiești neamul omenesc, fie că i-au făcut ca alți sfinți care l-au legat cu semnul crucii și i-au spus, spune de fapt ce vrei și ce cauți. Și satana se dădea în vileag de gol și spunea, uite, așa chinuiesc eu, sau așa, cum e al de aia cu zile, cu judecățile iadului, când spune, zice, cu amânarea faptei bune. Și multe alte. Încât sfinții, pe marginea vicleniei drăcești, au început să scrie, deci au început să scrie cum să ne ferim de satana. Dar satana a găsit o altă metodă. Și ce a spus? Ce să mai vine un chip duhovnicesc să-și facă creștinul cruce și să se însemne, să se pecetlească cu un de lemn sfințit sau cu aghiazmă sau cu anumită? Lasă că voi proceda altfel. Voi intra în cei slabi și îi voi chinui pe ceilalți foarte ușor. Și ce face dracul? Intră într-un necredincios și îl face să-l înjure pe ăla credincios, îl face să-l batjocorească, să-i ferme gardul, să-i omoare vaca, să-i dea cu piatra în cap, să-l încuie, să-l judece greșit, să-i plătească amendă. Deci câte n-are satana să se răzbune atunci când vrea să-i facă unui om ispită prin altul. Și atunci, și sfinții au fost înțelepți și au găsit calea care poate fi biruită și pe această cale, adică indirect a satanei de a lucra. Și a spus Antonie, Doamne, cine trece de aceste curse înverșunate ale satanei care sunt mai dese decât sita? Și s-a auzit glasul lui Dumnezeu. Antonie, smerenia le biruie pe toate. Iată ce înseamnă iadul smereniei. Să te smerești până nu te mai poți smeri. Sau dacă vrei, să te smerești până când Dumnezeu vine cu darul și te luminează. Grigore Sinaitul, Filocalea 7. Zice, de-abia când ajungi tu să vezi că ești zero, că ești nimic, că de fapt fără darul lui Dumnezeu nimic nu facem. Și tot ce facem noi, spunea Părintele Arsenie, în cartea în care v-am spus o cumpărați aia, 2. Ei, spune Părintele Arsenie acolo, toate faptele noastre bune înaintea lui Dumnezeu nu valorează nimic. De ce nu valorează nimic? Mult mai mult și mai grele sunt păcatele în raport de umilele noastre fapte bune, care le facem tot cu darul lui. Pentru că dacă nu te-ar întări Dumnezeu să le faci, n-ai face nimic. Dar, ce se întâmplă? Fapta bună îl stârnește pe Dumnezeu la război. Adică, ce face Dumnezeu? Când vede că tu continui să faci fapte bune, El se miră. Ai, dar ăsta ce vrea să facă? Vrea să ajungă la mine? De fapt, cum și-a revenit în sine? Și începe să pună mâna streașnă la ochi și să privească spre om, spre creștinul care începe să se trezească. Și ce face o mamă când se trezește copilul mic? Dacă îi înfașă, îi dă țâță, dacă îi udă, îl schimbă, dacă îi mai mărișor, îl ia și îl duce pe afară, îl plimbă, îl duce prin grădină, îl duce pe stradă, îl hrănește, îl îngrijește. Așa începe să facă și Dumnezeu. Când vede că tu ai început să faci un pas spre El, ușor, ușor și El vine și te ia de mână și te duce, îți descoperă, îți arată, uite, fă asta, fă asta, fă asta, îți dă prin cap, prin Îngerul Păzător și prin darul Lui tot ce trebuie să începi tu să faci pentru fapta bună. Dar filmul nu se întrerupe aici. Aici este marea ruptură pe care n-au înțeles-o creștinii și care mulți se duc de-a berbeleată. După un an, doi, chiar și după trei și după patru, Dumnezeu își retrage darul. Ce spune? De acum știi unde e grădinița, mai du-te singur. De acum știi unde e mâncarea, mai pune-ți singur. De acum știi unde e patul, culcă-te singur. Și începe Dumnezeu ușor să-și retragă harul de la noi. Și după ce și-a retras harul de la noi, ne lasă singuri. Și gata, un copil alintat și răsfățat, ce îmi face? Începe să-mi plângă, să-mi cârtească, să judece că de ce mi s-a întâmplat asta, dar de ce mi s-a întâmplat aia, de ce mi s-a întâmplat cealaltă, dar de ce e așa și nu e așa, dar cum așa, dar așa. Și explicații peste explicații. Da, m-am rugat și mi s-a întâmplat, da, am postit, dar nu sunt eu, doare nu merg eu la biserică, doare nu sunt eu evlavioasă, dar nu sunt eu. De ce, de ce, de ce? Ei, tocmai aceste întrebări pe Dumnezeu îl irită. Și ce face o mamă când copilul începe să alinte? Îl plesnește. Și vine și Dumnezeu și trimite ispita. Și ce e aia? Nu-i iadul de jos, adică iadul propriu-zis, ci iadul smereniei. Când nu vrem să ne smerim de voie, ne smerește Dumnezeu de forță.
Pentru că nouă deja ni se pare că le știm pe toate, sau deja ni se pare că l-am dobândit și pe bun fapt, pe meritele noastre, și de fapt ne părăsește și ne lasă, nu în părăsire, ne lasă în pronia Îngerului Păzitor și în harul lui, dar îl ridică ușor și îl lasă exact ca și un om șchiop cu cârja. Mai chinuie-te să văd ce ai să faci. N-ai să mergi până la urmă, ai să stai trântit în baltă. Și dacă vede că nici așa nu te îndrepți, te părăsește și ce se întâmplă? Gurile sectarilor culeg lupii răpitori, uscăciunea din pădurea Ortodoxiei. Las că mă duc la secte, că ea-s mai iubitori. Las că mă duc la alt duhovnic, că e mai bun. Las că mă duc la altă biserică, că e mai nu știu cum. Și când te-a rupt dracul de biserică, te-a rupt și de Hristos. Când te-a rupt dracul de duhovnic, te-a rupt de toată legea și puterea lui Dumnezeu. Te-a rupt de Sfintele Taine, te-a rupt de har, te-a rupt de tot, 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 tot. Și ce face? Lucră satana până te duce la deznădejde. Dar acum unde te întoarce? În iadul deznădejdii propriu zise. Mulți s-au spânzurat. Mulți au trăit toată viața în păcate și la moarte n-au primit nici Sfintele Taine, au murit nespovediți, au murit nepregătiți, necununați, neîmpărtășiți, neîmpăcați cu prietenii, neîmpăcați cu părinții. Câte nu s-au întâmplat, te doare mintea și-ți stă în loc. Adică un calvar de care și îngerii se spăimântă în ceruri, dar mare bucurie se face pentru păcătosul ce se pocăiește. Și ia ca cam ăsta e sensul acestui titlu. Ioan Botezătorul a fost omul sau modelul propriu-zis care a ajuns unde? Acum ajungem unde a ajuns. Deci după ce ai biruit și rămâi fără darul lui Dumnezeu în această cădere, în această lăsare, într-această vale adâncă și te zbați pe propriile puteri și nu cedezi, ca o mamă, urlă copilul două ore, termină vana de rufie de spălat, hai să mă duc și la asta să văd ce-i trebuie. Și ce se întâmplă? Vine și îl ia și hai. Dar de ce le-a? Că îl vede că s-a străduit și s-a chinuit, dar n-a rezolvat și n-a reușit. Și când vede Dumnezeu că tu n-ai cedat atunci când ești lăsat singur, vine din nou harul și așa spun Sfinții Părinți. Prima putere de har este mângâietoare. De lăsarea este usturătoare. Deci când omul începe să lasă baltă că l-a părăsit Dumnezeu. Dar dacă răvnește și tinde din nou, vine darul lui Dumnezeu care nu mai pleacă niciodată. Și de ce vine? Când Sfântul Antonie spunea unui păcătos acolo într-o groapă ce urla. Zice, mă, tu ce urli acolo? Și de trei zile n-am mâncat nimic. Și Sfântul Antonie spune, dar eu nu mănânc câte 40 și nu urlu ca tine. Și imediat Dumnezeu, adică barometrul arbitrului, spune, stai Antonie, nu te pripică, cu darul meu le faci. Deci iată ce se întâmplă. Cine luptă și ia putere, adică dă voință și ia putere, că așa este o carte, dai voință, iei putere, Dumnezeu nu-l mai părăsește niciodată. Și te miri de ce o babă la 80 de ani ține toate posturile fără ulei, te miri de ce o babă la 80 de ani trăiește dintr-o pensie de nimic, te miri de ce o babă la 80 de ani vine la biserică și nu doare nimic, și te miri de ce unul tânăr și în toată puterea e ca o mămăligă crudă, nu-i bun nici de muncă, nici de luptă. De ce? Nu-i darul lui Dumnezeu în el. Să lasă pe propria părere și pe propria putere. Lasă, mănânc eu să nu slăbesc. Lasă, dorm eu să fiu eu hodinit. Lasă, până îmi dă Dumnezeu, îmi iau singur. Ei, acolo este tocmai buba cea mare care îl face pe om să cadă în prăpastie. Dar cine se încrede în darul lui Dumnezeu, ăla nu îl mai părăsește darul niciodată. Și apoi darurile se împart. Aici să fiți foarte atenți. Nu neapărat un om cu darul lui Dumnezeu trebuie să fie înviator de morți. Doamne ferește! Unii au dobândit darul rugăciunii. Nu vi s-a întâmplat vouă, mi s-a întâmplat mie să știu lucrul ăsta, că eu spovedesc. Sunt oameni care dacă îi lași o zi întreagă să roagă, 4 ore, 5 ore, 6 ore, și părinte, nu m-aș mai dezlipi de la rugăciune. Ei, pe ăla l-a cercetat Dumnezeu și i-a dat darul rugăciunii. Altul plânge la rugăciune, dar nu se laudă. Că în clipa când te știe cartierul și vecinii că tu ai darul rugăciunii, deja ai dracul la mijloc. Nimeni nu trebuie să știe. Tu, ușa încuiată și batista care o storci și lacrimile care curg. Atâta, nu trebuie să știe nimeni că tu ai darul lacrimilor. Și au darul lacrimilor. Altul are Duhul Sfatului. Vezi, este câte un bătrân înțelept în sat, băi, mă duc să văd ce spune. I-l a dat Dumnezeu, chiar dacă nu are el 100 de clasă, chiar dacă nu are o geantă de cărți în cap. Dar are priceperea și darul lui Dumnezeu care l-a cercetat. Și ce face Dumnezeu? Îi pune în minte și îl luminează pe el și pe alții. Și îi dă darul sfatului. Uite, nu faci așa, sau nu faci așa, sau nu faci așa, sau nu faci așa.
Și ia că ai un dar. Altul are darul postirii. Sunt oameni care pot posti, te înspăimânți de postul lor. Am avut odată ocazia să văd o babă de 82 de ani la spovedit. Era în postul mare și am zis, ei bunic, ai postit voleacă sau ai mai mâncat de dulce? Dar ea foarte simplă, așa zice. Ce, părinte, zice, n-am pus prăjală în gură de la lăsatul săcului. Zice, numai cartoafe fierte și mămăligă și pâine am mâncat. Am rămas mirat pentru că altul la 50 de ani, și părinte, am ulcer, vreau un pic de lapte, vreau un pic de dezlegare la brânză, vreau un pic de dezlegare la ulei, vreau un pic la vin. Iete, Domnule, unde stă darul Dumnezeu. Și într-adevăr a stat darul Dumnezeu. Pentru că a murit extraordinar de frumos. Și zic, uite, Domnule, unde stă darul Dumnezeu și nimeni nu știe. Și când n-am pus prăjală în gură, nici nu știa să spună fără ulei. Deci vezi, dacă vrea Dumnezeu, dar vrea că vrei și tu, dacă nu vrei nici tu, îi de ajuns numai să stai lângă crața de mâncare și să spui că postești, că vine dracul și îți dă o salivație și o poftă, că atunci guși, numai să vezi tu ce e acolo. Și zicea, ei, las că de mâine. Și imediat te-ai doborât. Unii au luat darul facerii de minuni. Dar ce fel de minuni? Nu minuni publicate, nu minuni răspândite și împrăștiate, ci au luat darul facerii de minuni, adică o dată, de două, de patru, de 10 ori, poate în viață, s-au întâmplat niște lucruri mai suprafirești, cum se întâmplau sfinților, că vindecau boli, că scoteau dragi, că cutare, dar nu s-au lăsat sfinții cu atât. Și atât de mult s-au înveșunat sfinții în darul smereniei, încât ei credeau că aceste minuni nu li se atribuie. Și ei știau că nu sale lor, îs ale lui Dumnezeu. Încât odată dracul venind dintr-un îndrăcit, i-a spus unui avă din paterii. Zice, bine, tu mă scoți din bolnavul ăsta, dar unde să intru? Până unde a dus smerenia? Ci că vină la mine. Și a venit dracul în pusnicul respectiv. A stat în pusnic 12 ani, pusnicul continua să se roage, continua să postească, să privegheze, să se ostenească. Și acum dracul urla ca un copil, zice, nu mai pot, plec, nu mai pot, plec. Și ăsta îl întreabă, dar de ce, prieten? Zice, mă arde smerenia ta, dar nu ți-a spus nimeni să ieși, n-ai decât să stai sănătos. E? Când un om e îndrăcit, urlă și face urât și panaramă și ați văzut, ați avut ocazia să vedeți îndrăciți. Ori pusnicul avea atâta smerenie că se stăpânea pe sine și purta aceasta ca o taină de la Dumnezeu. Zice, dacă Dumnezeu a îngăduit, așa trebuie să port și să duc. Ei, asta e facere de minuni. Nu minuni de 2,30 lei, de astea așa, mi-a pocnit prin casă, nu știu ce s-a răsturnat, nu știu ce s-a întâmplat. Alea sunt înșelări satanicești. Unii au luat darul vindecării bolilor. Și au fost, slavă Domnului, nu-i știm noi, dar de-a lungul vieții creștine au fost suficient stămăduitori doctori fără de arginți. Și ce făceau? Tămăduiau, fie cu cuvântul, fie prin punerea mâinii pe rană, fie prin leacuri, fie prin sfintele taine sau multe alte întâmplări. Dar n-au fost darurile lor. De ce n-au fost darurile lor? Sfântul Ioan Botezătorul a avut darul discernerii. Deci Sfântul Ioan Botezătorul, vă mai aduc aminte încă o dată, a avut darul discernerii. Auziți ce spune în Evanghelie? Eu nu-l știam, dar ca să îl arăt lui Israel, de aceea a venit să se boteze cu apă. Și a mărturisit Ioan zicând, am văzut Duhul Sfânt coborându-se din cer ca un porumb și a rămas peste el. Și eu nu-l cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a spus, peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se și rămânând peste el, acesta este cel care botează cu Duhul Sfânt. Ia ca o evanghelie la liturgia de la soborul, deci de la soborul Sfântului Ioan Botezătorul. 4 versete. Dar ce a spus în 4 versete? A spus totul, eu nu-l știam. Eu nu știu toate, eu nu-l știu pe Dumnezeu. El mi se descoperă. Și mi-a spus, i-a descoperit Dumnezeu și a spus, peste care vei vedea Duhul pogorându-se, acela este cel ce botează. Dar ia ca să vedem, de ce n-au văzut toți de la Iordan? De ce n-au văzut toți de la Iordan? Că nu era darul Dumnezeu. De ce a văzut numai Ioan? Pentru că era curat. Deci vezi că duhurile sunt înșelătoare? Nu spune Apostolul Pavel, cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu? Gata, ni s-a întâmplat nouă o chestioară așa mai măruntă, ne privim în sine, facem, a cercetat Dumnezeu. Ne-a cercetat satana să ne tragă în mândrie.
Venind Satana prin pustie, umbla când în chip de arhanghel cu stâlpare de finic și spunea unui bătrân: bătrâne, pentru viața ta curată îți aduc mesaj din cer, du-te prostului că ai greșit adresa. Unde ducea smerenia bătrânului. La altul a venit Satana în chip de Hristos și a spus: închină-te mie. Zice: uite, am venit pentru viața ta curată. Și că nu cred eu că ești tu Hristos, de vreme ce îmi spui să mă închin ție, dar ce până acum nu știai că ție m-am închinat? Și a pierit dracul de scârbă. La alt pusnic din Paterichia a venit Satana și a spus, zice: uite, zice, pentru viața ta curată ți-a trimis Maica Domnului stâlpare de crin. Du-te, dă-i la altul, zice, că sigur nu sunt eu acela. Deci iată până unde mergea Duhul discernerii și a înțelepciunii duhovnicești celei din Duh, nu din capul nostru carnal. Deci când mintea pătrunde în transcendental, lasă ceasul, că tot acolo ajunge. Deci eu nu-l cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a spus peste care vei vedea Duhul pogorându-se. Și noi să facem la fel, n-avem discernere, dar în schimb avem un lucru. Să știm patru semne mari și minunate. Întotdeauna un om cu darul lui Dumnezeu este plin de smerenie. Nu se iubește pe sine. Întotdeauna un om cu darul lui Dumnezeu îl cunoști la frângerea pâinii, cum a spus Luca și Cleopa. Zice, dar oare nu ardea inima noastră pentru dânsul și nu l-au cunoscut decât la frângerea pâinii? Poate uneori inima să se aprindă, cum arată filocaliile, cu călduri false ce vin de la draci, călduri de la spate desfrânate, călduri din umeri. Dar căldura cea duhovnicească și adevărată ne cuprinde întâi inima și apoi tot trupul. Deci vezi, trebuie să înțelegi și căldura aceasta duhovnicească de unde vine. Ardea inima pentru dânsul, dar nu l-au cunoscut, că erau zăbavnici la minte și se îndoiau în inima lor de puterea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât arată și de față, în cealaltă evanghelie, și s-a cântat la strană. Zice, îngerii s-au spăimântat gol văzându-l pe stăpânul. Sigur că s-au spăimântat. Nu s-au spăimântat îngerii numai odată. S-a spăimântat Gavril când a vestit Fecioarei nașterea din Duhul Sfânt și spune, cum vestești mie naștere când eu nu cunosc bărbat și nuntă? Oare nu e o înșelare ca Evei? Oare când? Iată Duhul discernerii. Iată Duhul discernerii. Ce nu puterea celui preanalt te va umbri. Nu mă întreba pe mine, eu nu știu ce să spun. Dumnezeu m-a trimis. Mergem mai departe. Trecem iarăși. Vine din nou păstorii și magii și trec pe la Irod și îi spune, zice, să-mi vestiți și mie unde-i pruncul, să merg să mă închin și eu. N-aveau discernerea. Dar a venit îngerul și le-a spus, pe altă cale să mergeți în țara voastră. Deci pe altă cale să mergeți în țara voastră. Iosif n-avea de plină discernere, dar avea bunătatea. Și pentru bunătatea lui l-a cercetat darul lui Dumnezeu și pentru dreptatea sufletului lui. Iosif, drept fiind și nevoind să o vădească, a vrut să o lase nascuns. Deci iată ce a priceput mintea lui. Nu era într-o stare de extaz și de răpire, dar în acea clipă a auzit glasul îngerului care i-a spus în vis: Iosife, să nu te temi a lua pe Maria, că ce s-a zămislit în ea e din Duhul Sfânt. Mergem mai departe. Ioachim și Ana în grădină se rugau să le dea Dumnezeu prunc. Dar n-au avut discernere ce fel de prunc să le dea. Dar a spus, orice ni-i da, că o fi parte bărbătească, că o fi parte femească. Biserici o vom dărui, numai ridică o cara de la noi. Și le-a ascultat Dumnezeu rugăciunea și le-a dat-o pe prunca Maria, împărăteasa cerului și a pământului, a heruvimilor și a serafimilor. N-a avut discernere suficientă Zaharia. Ce cum? Dar femeia mea e bătrână. Cum să nască? Ei, pentru că te-ai îndoit, vei rămâne mut până vei vedea minunea cu ochi. Și s-a înțelepțit de Duhul Sfânt abia în clipa nașterii pruncului, când a văzut că dintr-o femeie bătrână, într-adevăr, prunc se naște. Și i-a pus numele Ioan pe tăbliță, cum îi vestise îngerul. Iată darul lui Dumnezeu. L-a ținut Simeon în brață. L-a ținut Simeon în brață și s-a convins de lipsa de discernere și de puterea lui Dumnezeu care a avut-o atunci când a ras pergamentul, deci nu dormea cum dormim noi acum și ne atenți, deci și-a ras pergamentul și a scris de 3 ori, o femeie tăimlită de bărbatul ei va lua în pântece. Și
Și atunci s-a arătat Arhanghelul și i-a spus, pentru că n-ai crezut, n-ai să mori până nu vezi minunea cu ochi. Deci iată, sfânt, drept, dar neîntărit de darul lui Dumnezeu la aceeași putere prorocească sau înainte vedere ca alți sfinți. Sau cum este și în ziua de astăzi, sfinți cu moaște și fără moaște. Cu precădere să știți că cuvioasa Parascheva nu-i cu nimic mai sus, să spunem, față de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, care are numai oasele trupului, sau față de Sfântul Necunoscut de la Neamț, sau alți sfinți care au doar oasele și are trupul întreg. Nu e adevărat. Miracolul și darul neputrezirii este un dar al lui Dumnezeu, probabil după prea adâncul smereniei, probabil că murind și de tânără și având o smerenie desăvârșită, Dumnezeu i-a dat acest dar, ca acest trandafir frumos, adică un trup sănătos și tânăr cu minte de bătrân, să rămână veșnic o mărturie creștinilor. Iar sfinții ce au îmbătrânit odată cu vârsta în înțelepciunea duhovnicească, le-a lăsat darul minunii sau darul înainte facerii de minuni sau vederii, dar nu le-a lăsat neputrezire. A vrut Dumnezeu să-i smerească și după moarte. Iată, i-a adus smerenie. Dar ce rămâne minunat, rămâne aceasta. Eu nu l-am cunoscut pe el. Și de ce nu l-a cunoscut? Sunt trei mari taine pentru care nu l-a cunoscut. Întâi că era înger de mare sfat și era neîntrupat. Atunci, când era mai înainte de toți vecii, dar Ioan arată că era plin de Duh Sfânt și de înțelepciune. Și spune aici în Evanghelie, fiindcă mai înainte de mine era, acest mai înainte de mine era are două mărturii. Fie că i s-a închinat atunci în pântecele Fecioarei, dar era mai mic Hristos ca Ioan, că Ioan se naște înaintea lui. Ioan se naște la Sânziene și Mântuitorul la Crăciun, la o diferență de câteva luni. Dar nu aici. Ioan, plin de Duhul Sfânt, știa că ăsta e Fiul lui Dumnezeu cel mai înainte de toți vecii. Deci el era mai înainte de mine, dar eu nu-l știam. Mi-a vorbit să ies la propovăduire. Poate că el era, sau tatăl, dar eu nu știu asta, deci nu i-a fost dat ca să vadă. Dar când a văzut Duhul Sfânt pogorându-se și cerurile deschise peste Fiul omului, deci peste Ioan în Iordan, peste Hristos în Iordan, atunci a știut. A, iată Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, drepte face scărările lui și a început din plin după această descoperire, cum și sfinții făceau când aveau descoperiri nebunii pentru Hristos, cei prealuminați la minte, înainte văzătorii, și spuneau lucruri minunate de te impresionat. Deci iată câtă taină are întrânsa ortodoxia. Iată câte izvoare ascunse și negândite de mintea omenească ascund întrânsa taina sfințeniei. Deci vezi ce înseamnă sfințenie, unde stă harul lui Dumnezeu. Câtă discernere și desecare a firului în 16 să ajungi la adevărul propriu-zis. Nu gata, ai câteva avorturi, sau ai câteva desfrânări, sau câte păcate mici sau mari, le-ai spovedit și după 4-5 ani deja te învălesc harismele, nu mai știi ce să faci cu ele. Deja îți plâng icoanele, deja îți vorbesc dracii sub formă de îngeri, deja o vezi pe Maica Domnului și multe alte nebunii. Le știți dumneavoastră câte circul așa din basmele poporului, de la babe citire. Ei, cine se înșală cu aceste minciunele, îl duce satana de râpă și îl înșală de tot. Întâi îi dă vise frumoase ca să-l atragă, după aia îi dă vise adeveritoare ca să-l convingă, după aia îi dă vise vestitoare ca să-l întărească și după aia hai la groapă. Hai în rai. Hai în rai la noi. Deci ce face? Îl trage câte un pic până îl pierde. Și cine vrea să nu se piardă, să aibă mărturia lui Ioan. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta e Fiul lui Dumnezeu. Avem trei mari mărturii în biserica creștină prin care mărturisim sfințenia lui Ioan și sfințenia noastră, o arătăm a fi autentică. Supunerea față de biserică. Ce înseamnă supunerea față de biserică? Înseamnă includerea creștinului în biserică prin taina Sfântului Botez sau ușa tuturor tainelor, că cu asta se intră în biserica luptătoare. Și după ce ai luat botezul, trebuie să treci la celelalte taine. Mirungerea și Sfânta Împărtășanie, creșterea matură a trupului și trecerea la gustarea din taina pocăinței, din taina Euharistiei, din taina cununiei, cine o fi rânduit în taina preoției și așa mai departe,
Iar pe caz de boală, cum vă spuneam, taina Sfântului Maslu, care este pe oameni puneți mâine și bine va fi loiul, voi ungeți cu un de lemn sfințit să cheme preoții poporului și așa mai departe, să-i ungă și să le citească cu un de lemn sfințit și așa și ei se vor vindeca. Și trecem după aceea unde? Trecem la ascultarea eclesială din biserică, deci supunerea față de un ucenic ca să spărească, sau un om ca să spărească un fiu al bisericii, trebuie să aibă cârmuitori. Cel din tâi cârmuitor este Sfânta Scriptură. Așa a spus Mântuitorul, cercetați Scripturile și veți avea viață veșnică. Ioan știa Scripturile. De aceea și-a fost pecetea celor două testamente. A fost singurul profet care a văzut împlinite toate cu ochii lui. A fost singurul profet născut mai mare din femeie, dar mic în împărăția lui Dumnezeu, că n-avea botezul din apă și din duh, ca să știți de ce era mai mic, avea botezul tăierii împrejur. A ajuns, după Maica Domnului, al doilea în putere în ceruri, al doilea în putere, că stă de-a stânga tronului Sfintei Triimi și îngenunchează pentru păcatele lumii și întoarcerea lumii, să roagă permanent ca Dumnezeu să o iubească și nu să o piardă. Și mai mult decât atât s-a învrednicit a pune mâna în creștetul lui Dumnezeu cel adevărat. Fecioara, focul mai presus de Heruvim și de Serafim, l-a purtat în pântece și Ioan l-a odihnit. Dar ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat o egalitate a lui Dumnezeu neștiută de nimeni, ci doar de Sfinții Părinți. Tatăl a născut pe Fiul fără sămânță femeiască. Adam a născut pe Eva fără sămânță femeiască. Deci iată, două mărturii, Dumnezeu și omul sunt aceiași la grad de sfințenie. Fia lui Dumnezeu cel preanalt. Dumnezeu Tatăl îl naște pe Fiul fără sămânță femeiască, dar este parte bărbătească. Omul și mai și, din coasta lui Adam, prin puterea lui Dumnezeu, se naște femeie fără sămânță. A fost o egalitate. De data aceasta se făcea o inegalitate. Și ce se întâmplă? O femeie năștea un prunc fără de sămânță. O femeie năștea un prunc fără de sămânță. Purta o parte femeiască în pântecele ei pe Dumnezeu cel adevărat. Deci materia se atingea de Dumnezeu. Dar ca nu cumva să se mândrească femeia, să creadă că e mai sus decât bărbatul cu ceva în cele sfinte, că una sunt și aceeași putere are sufletul unui bărbat și unui femeie, și Ioan s-a învrednicit a pune mâna în capul lui Dumnezeu. Deci, iată un bărbat care a pus mâna în capul Dumnezeirii și nu s-a topit. Toma doar a venit să atingă coasta Mântuitorului și să-i pipăie ranele și a simțit văpaia cea de foc, cum spune Penticostarul la Paști. Și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ioan l-a cunoscut când a văzut cerurile deschise, Duhul Sfânt pogorându-se, și când i-a pus mâna în creștet să-l boteze, l-a văzut că iese din apă și că e fără de păcat, și în clipa aceea Tatăl din cer mărturisea. Iată Fiul meu iubit, întru care am binevoit. Acesta este Fiul meu iubit. Deci când a spus acesta, să nu se facă confuze între Ioan și Hristos, care erau amândoi pe malul Iordanului. Deci vezi? Puterea este cea mai autentică arătare a Treimii în puterea dumnezeiască în fața unui om sfânt. Nu toți de la malul Iordanului au văzut porumbelul și nu toți de la malul Iordanului au avut puterea să se atingă de Hristos, ci unul și acela a fost Ioan. Ceilalți au auzit glasul ca de tunet, ca să fie mărturie, că în baza a două mărturii stă cuvântul adevărului în Scriptură. Și deci, vedeți, Ioan a învrednicit a aduce egalitatea între femeie și bărbat prin atingerea lui Hristos în creștet. De ce? Ca în împărăția lui Dumnezeu să se știe că nu este gelozie și părtinire. Dumnezeu iubește deopotrivă și sfinții și sfintele, dar sufletele drepților în împărăția lui Dumnezeu nu mai au sex feminin sau sex masculin. Și știți aceasta din Evanghelia, când de la înviere, când se spune cu bărbatul care a avut, femeia care a avut 7 bărbați și întreabă la un moment dat fariseii, dar cuie va fi femeia în ziua judecății? Și atunci le spune învățătorul, în împărăția lui Dumnezeu nu se însoară și nu se mărită, toți sunt ca îngerii. Deci vezi? Noi spre acest lucru tindem. Cine a ajuns să ajungă la desăvârșire, trebuie să nu se însoare și să nu se mărite. De aceea viața monahală sau viața de trăire duhovnicească înaltă este dată celor care nu se însoară și nu se mărite. Cine se leapădă de mine,
spune, de Tatăl să leapădă și de Cel ce m-a trimis pe mine și cine mă iubește pe mine și pe Tatăl iubește Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine de voi ascultă, pe mine mă ascultă. Și cine de voi n-ascultă, pe mine nu mă ascultă. Și Mântuitorul a spus, Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Ioan l-a urmat încă de mititer. I s-a închinat lui Hristos, din pântecele Maicii. Și a săltat pruncul în pântece de bucurie. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Luca, capitolul 1, citiți în Noul Testament. Dar n-a săltat la întâmplare, ci a săltat de bucurie că a văzut mântuirea lumii încă din pântece. Vedeți că darurile lui Dumnezeu se împart încă din pântecele mamei pruncului. De aceea ai vai și vai și vai de judecată. Nu că se teme Dumnezeu că au murit 15 sau 16 sau 10 sau 8 copii prin avort. Că nu îl interesează pe Dumnezeu asta. Îl interesează că noi nu știm încă în mintea noastră de om și de femeie ce daruri a pus Dumnezeu în acei copii. Dacă unul era mitropolit, dacă unul era episcop, dacă unul era sfânt, dacă unul era judecător, dacă unul era învățător, dacă unul era medic, dacă unul era mare, să spunem trăitor sau altceva și noi nu știm ce am ucis. De ce spune David în Psalmi? Ferește-mă, Doamne, de păcate străine. Iartă pe robul Tău. Noi nu știm de acolo ce poate urma. Dumnezeu care are și prezentul și viitorul și trecutul în față, le știe toate ce vor fi din copilul cu tare sau cu tare sau cu tare sau cu tare. Deci vedeți? Și de asta se cere și nu îngăduie biserica să se facă acest lucru. De-aia îndeamnă la curățenie, de-aia îndeamnă la înfrânare. De-aia spune, nu faci așa, nu faci așa, nu faci așa, nu faci așa, nu faci așa. Nu că vor popii să se impună, nu că e vorba de teorie, ci e vorba de taina cea mare a lui Dumnezeu, care nu face altceva decât să vină să mântuie neamul omenesc. Că Hristos a spus, eu n-am venit să judec lumea, n-am venit să o pierd, ci am venit să o mântuiesc și pe toți câți mi-a dat Tatăl, pe niciunul să nu-l pierd. Deci vedeți câtă dragoste. Și v-am dat și ieri un răspuns așa mai al lui Părintele Arsenie. Zice, unul plângea pentru lume, că ce o să se întâmple cu lumea? Și s-a arătat Dumnezeu și a zis, dar tu n-ai altceva de făcut, asta e treaba ta? Și spune că la un moment dat Dumnezeu a spus, și pe cel ce a făcut o singură rugăciune în zi, nu-l voi trece cu vedere. Dar cine e cel care a făcut-o în toată ziua? Este? Nu-i până la unul. Căutați-vă și vă faceți procesul de conștiință să vedeți că nu v-ați rugat cu zilele, nu cu o rugăciune în zi. Deci trebuie să ne trezim la o realitate nu rațională. Rațional este dobitocește, mănânci, te culci, îți faci plăcerea și dori. Duhovnicește înseamnă să trăiești pentru aproapele tău și pentru Dumnezeu. Ai o sclavă în casă, te-ai însurat cu ea sau te-ai măritat cu el. Nu-l ai de măgar sau o ai de coș de gunoi, ci treci la viața duhovnicească. Care e scopul nunții? Mare taină, zic în Hristos și în biserică. Mare taină. Dumnezeu pe amândouă le-a blagoslovit. Nunta curată și patul neîntinat. Deci vezi câtă taină este în nuntă, nu-i cum credem noi. De ce vă spun lucrul ăsta? Fiindcă Ioan Botezătorul venea din pustie, și învăța pe oameni cum să facă. Vamișul să fie corect, soldatul să fie ascultător, ăștia l-alți să-și facă datoria cu cinste. Deci nu venea în necunoștință de cauză, ci Duhul lui Dumnezeu îl întărea să-i spună omului ce are de făcut. De aceea, și atunci când primiți un sfat, nu-l primiți din stomac, îl primiți din inspirația lui Dumnezeu. Așa ar fi bine să faci. Nu-i literă de lege, dar e un sfat. Și dacă-l urmezi, nu greșești sigur. Iar dacă urmezi după sfatul tău, toți cei ce merg în voia sfatului lor, spune Psaltirea, zice, și-au mers după izvodirea minții lor și zice, au perit. Dar va veni vremea când Dumnezeu se va judeca cu dânsii că le-a dat miere și mană din piatră. Vedeți? Este mare taină să înțelegi darurile lui Dumnezeu peste încăpățânarea ta, sănătatea, frumusețea, puterea, înțelepciunea, mintea, rațiunea, voința, cugetul, simțirea, sentimentul, iubirea. Deci noi nu știm să-i mulțumim ca și cum noi le-am dobândit și Dumnezeu e dator să le ceară la noi, nu noi suntem datori să-i mulțumim pentru ele lui Dumnezeu. Deci să facă bunul Dumnezeu și în încheierea acestor sărbători frumoase, să ne lumineze mintea în nou an care vine să fim numai buni, nu foarte buni.
să fim mai treji cu mintea la poruncile lui Dumnezeu. Și poruncile acestea lui Dumnezeu se limitează la trei lucruri scurte. Un pic de curățenie trupească, un pic de voință sufletească, un pic de post, un pic de rugăciune, un pic de biserică și de luarea minte la tainele lui Dumnezeu și sunt sigur și cred și mărturisesc că fără frică ne vom întâlni în Împărăția lui Dumnezeu. Dar cine are biserica numai în posturi, cum vin mulți numai să spovedesc și după aia nu-i mai vezi, sau cine merge la biserică din an în Paști, la Crăciun și la Bobotează, sau la Înviere și la Pogorârea Duhului Sfânt, ăla nu-i fiul bisericii. Trebuie să știți, așa cum o mamă alăptează pruncul 3 ani sau 2 ani până îl întărește și începe să învețe a mânca hrana cea tare, și biserica are de luptat cu un om începător 2, 3, 4 ani până îl întărește și apoi îi dă hrana cea tare. Necunoscute sunt tainele și cărările lui Dumnezeu, dar pentru cine vrea să priceapă, pentru cine nu pricepe, taina lui Dumnezeu nu rămâne decât o vorbă goală și, cum spunea un mare filozof, cuvintele pe care le vorbim sunt ușoare. Intră pe ureche și încep să plutească ieșind pe cealaltă. Rare ori, dintr-un sughiț, mai lovim câte un cuvânt care trecea prin urechi, că gura e la nivel cu ele, și mai cad în inimă. Dacă găsește loc să se cuibărească și să încolțească, dă ceva. Dacă cade în drum sau pe pământ petros, s-a dus de râpă și cuvântul celălalt. Deci să dea Dumnezeu toate cuvintele care le-a mai lovit cu sughițul și au intrat în inimă, să pice pe o brazdă așa mai dețelenită, pe o brazdă mai umezită și să nască două virtuți măcar pentru anul acesta. Frica de Dumnezeu, dar din iubire, nu din spaimă, că Dumnezeu nu-i călău, și dragostea de Dumnezeu sau dragostea de darurile lui Dumnezeu pe care le-am primit, ca să putem spune ca Sfântul Ioan Botezătorul. Eu nu l-am cunoscut, dar m-am rugat și am simțit darul Duhului Sfânt. Și simțind darul Duhului Sfânt, am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit să mântuiască lumea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.